vezi lumea apocaliptică pe care o știai tu? Toate dronele pe care le urmăreai și te urmăreau, le vezi survolând? Este viața pe care mi-o doresc, de fapt. Majoritatea oamenilor sunt bolnavi, prizonieri de război, mințiți, agresați la tot pasul. Și moartea e doar o alegere. Dar acolo mă simt liber și puternic, pentru că acolo am un scop. Sunt imună, ca și tine. Cum crezi că am reușit să supraviețuiesc atâta timp? Și de când am întâlnit-o pe aia, scopul meu este tot mai clar. Unde este Zoe? Cine-i Zoe? Ai avut un atac cerebral. Partea stângă a corpului tău nu prea funcționează cum trebuie. Ia, încearcă să-ți miști mâna sau piciorul. Trebuie să mă întorc la Zoe. Doar acolo pot fi fericit. 100% ai văzut-o pe Zoe undeva. Poate că tu nu ți-ai dat seama, dar chipul ei ți-a rămas în subconștient. Zoe există cu adevărat, nu este produsul imaginației mele. Zoe este reală. Revină-o ți-odată, mă, copile, revină-o! Te rog frumos să nu te baci! Da, sunt bolnav! Se experimentează pe mine tot felul de scheme de tratament de care eu nu cred! Hai. Lăsați-mă în pace! Hai că e spre binele tău! Lăsați-mă în pace, nu mai vreau! E spre binele tău! Lăsați-mă în pace! Mai povestește-mi un pic despre cealaltă viață. Da, Zoe există, doar că tu nu crezi în ea.